Jaja, bajola, baba! Salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi, într-o zi în care vrem să vorbim despre oboseală. De multe ori îți dai seama că parcă nu mai dai același randament la muncă, că nu te simți așa de bine. Stresul de zi cu zi se adună și implicit ajungi într-o stare în care de multe ori nu-ți mai vine să faci nimic. Ajungi acasă, mănânci ceva, te uiți la televizor și te culci. Nu mai faci nimic, nu mai ai un hobby, nu mai ai poate o viață personală. E destul de important de avut grijă să nu cădem în panta asta a oboselii și, cine știe, să nu mai ieșim din ea. Să aflăm ce gândește suceveanul despre oboseală. Eu nu. Nu cred că da. Așa ca la vârsta mea, potrivit așa, că încerc să mă mențin. Nu tot timpul, doar uneori. Da, parțial sunt obosit. Păi, obosit am fost când făceam servicii, am la pensii. Păi, de obicei, trezitul de vreme, de dimineață și munca până seara târziu, duce la oboseală. Mulți folosesc cafeaua ca să reduc această oboseală. Și cam atât. Noi am venit acum dintr-o deplasare peste ocean și de asta e... Păi, prea mult stres, oboseală, asta determină de la multă muncă sau din cauza asta. Cele mai frecvente sunt oboseala din cauza stresului și a muncii de zi cu zi. Știu, probabil munca. Cauza oboselii este să știți că dacă nu dorm cât trebuie, și de exemplu cum se făcea schimbul 3, acum nu prea puțin să face schimbul 3, dar totuși maniera este că cel puțin măcar 6 ore, 7 ore să doarmă. Depinde de muncă, ce fel de muncă faci. După dumneavoastră. Sau când e prea cald, transpiri. Așa. Un program mai ușor de servici. Așa. Cu mai puțin stres. Cât mai puțin stres să fii. Stresul este primul loc. Oboseala se poate combate într-un program... calculat. Multă odihnă și relaxare. Prin sport. Oboseala se poate combate prin stresul de a opri de la unele lucruri care te manevrează. De exemplu, jocul șahului. Să-l joci 3-4 ore pe zi, a 20 să nu-l mai joci. Da, pot te scoli mai de dimineață, de la 3-4. Nu. Da. De ce? Păi nu mai ai timp să, nu mai, tot într-o continuă mișcare, într-o continuă, nu mai ai timp să te recreezi. Da, se poate considera și e o boală, se poate. Da, cu siguranță. Nu știu, nu mă pricep. Poate fi, în secolul ăsta, cu ani în urmă, când era în tovărășiri, era chiar și colectivul, erau oameni, ocupați servicii încolo, știți? Dar aveau limite de a-ți odihni, de a sta. Poate la odică, cu timpul ce trece vârsta, se poate. Nu, stresul de zi cu zi nu-ți dă voie să fii relaxat. Eu nu. Nu. Nu ai cum, că, spre exemplu, toată lumea are câte ceva, nu este la fel. Și astea se adună. Nu e destul de greu, din cauza asta e boala secolului. Depinde. De situație. Nu toată lumea se poate relaxa, unii da, unii nu. Da, se poate. Să te relaxezi, sigur. Eu, de exemplu, ești tânăr, vara, mergi la mare. Și dacă mergi la mare, e bine ca stând pe plajă, noaptea să te odihnești. Să te relaxezi, mergi într-o stațiune, ca pensionar, ca om, na. E bine să te relaxezi, că trebuie. Că dacă nu te relaxezi, îți strânge ani de viață. Dacă nu ești obosit, nu ai făcut prea mult efort, stai lejer, așa, nu e prea cald, nu e așa, poți să stai lejer. Nu e prea bine să fii obosit, dar în zilele noastre cam te mai prinde somnul și pe unde nimerești. De ce? Pentru că vrem să facem prea multe, mai multe decât putem. De ce? Pentru că nu ne mai ajunge. Nu obligatoriu financiar, profesional, cum vreți să o luați. Așa cum a spus ultimul nostru interlocutor, somnul este foarte important. E bine să spui stop, să ai limite.
nu să muncești de dimineața până seara, să mai ai și câte un moment de relaxare, e foarte important, pentru că dacă nu, la fel cum a spus ultimul nostru interlocutor, îți scurtezi din anii de viață. Și asta nu cred că ne dorim niciunul dintre noi. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți un SMS la 0744-238830 și vă așteptăm părerile. Cum poți să fii relaxat în zilele noastre? Pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Ai alergat prin tot orașul și nu ai găsit încă mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, să mai fie și tapizată cu stofă sau piele? Avem tot ce îți dorești, chiar și rate în magazin, doar cu buletinul. Alsace Mod SRL vă așteaptă la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Cauți locul unde poți găsi orice ai nevoie pentru casa ta. E simplu. Saturn îți oferă tot ce îți dorești, de la filtrul pentru cafeaua din fiecare dimineață până la canapeaua de unde vezi serialul tău pe un LCD de 120 de centimetri, corpuri de iluminat, parchet și covoare. La Saturn le găsești pe toate într-un singur loc. La Saturn e altceva, e confort în casa ta. Tot ce-i nou și tot ce-i bun e doar la Saturn. Saturn Center, strada Cernăuță 113, șoseaua Șchei-Țicani.